Elevei singurei clase a 1-a cu profil vocațional de înot de la școala numărul 8, clasa 1-a A, au dovedit joi că nu sunt doar buni la carte și în not, ci au și reale calități de actori. I-au susținut în fața părinților și rudelor ceea ce impropriu se mai numește acum serbarea abecedarului. O să vedeți în continuare pe scenă adevărați actori care vor juca o piesă de teatru foarte frumoasă, Ileana Sânziana, care vor dansa două dansuri sportive. Deci, ceea ce se numește serbarea abecedarului, zic că este depășit de foarte mult, de multă vreme. Profesoara Geo Antoniu a reușit să facă din micuții clase 1-a adevărați actori, aceștia jucând pe scenă, cu aplomb și talent, o piesă inspirată din povestea Ileana Sânziana. Tătucă, mereu ești încânturat! Oare purtarea noastră nu-ți place? S-au supușii mării tale, surori și ațăgoși, despre cine ești atâta mohnire? Cine este vibrația care nu-ți dă pace și ți-o trăvește bătrânețele? Și ne păgăduim chiar a nejerpi dacă aceasta va putea să ai nemâhnirile. Băi, asta mi-a plata încrederea în mele, viteazule! Toți tu de el la Sânziana și mie nu mi-ai spus nimic! Vreau să văd cosița! Aha! Hai să-mi aduci pe asta până să se căsuțe, că te duc unde tatăl e, îi o să-și cap. Am zis! Dar împărate! Nimic! Să dispar! Ai venit! Am ajuns domnița la palatele împăratului mare și tare. Mare bucurie mi-ai făcut, vitațele! Domnița, de multe vrea la turtoia mea și aș vrea să ne cunăm de grabă. Împărate luminate, să stăpânești împărăția cu norocire, dar eu nu mă pot mărita cu tine până nu mi s-o aduce vasul cu botez, care se păstrează într-o bisericuță de peste apa Iordanului. Și atunci ne vom cununa. Ai auzit? Poate-i face și cum ai ști? Și atunci se pronunțește Ileana Sânziana. Evident, prestația micuților actori, încheiată așa cum se cuvine cu reverențe, a fost răsplătită din plin de spectatori, cu aplauze entuziaste, dar și de profesoara lor, emoționată la rândul ei de elevii săi. Atunci când vezi că s-a împlinit un vis și s-a încheiat un capitol, și vezi atât de mici și atât de frumoși, nu știu, pe mine chiar nu mă emoționează. Vrei așa? Da!